Știai că Dumnezeu poate schimba viața ta cu doar o rugăciune scurtă? Spune această rugăciune puternică la 3 dimineața cu credință și din tot sufletul, indiferent de cum te simți și indiferent de circumstanțele tale. Spune-o sincer și atunci Iisus îți va schimba viața într-un mod foarte special și profund. Viața ta nu va mai fi niciodată la fel. Lasă un like pentru acest video și distribuie-l măcar o dată pentru a mă ajuta să ajung la mai mulți oameni, să răspândesc Evanghelia și să schimb mai multe vieți. Comentează cuvântul Amin după ce spui această rugăciune puternică la 3 dimineața. Te îndemn ca atunci când te trezești la ora 3 să te îmbraci cu această rugăciune. Folosește acest timp pentru a căuta protecția divină, pentru a-ți asigura casele cei dragi, sănătatea, finanțele și visele sub ochii veghetori ai celui atotputernic. Acest timp de rugăciune este o fortăreață, un scut care ne apără de asalturile inamicului. Biblia ne spune că nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânirilor, împotriva puterilor, împotriva conducătorilor întunericului acestei lumi, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. Așadar, roagă-te cu credință și știi că rugăciunile tale, la această oră sacră, construiesc un zid de protecție pe care nimic nu îl poate penetra. Slăvit fie Dumnezeu! Acum pentru toți cei care ascultă sunetul vocii mele, să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, vin înaintea prezenței tale cu o inimă smerită și căită, căutând protecția și eliberarea ta divină. Recunosc puterea și bunătatea ta, știind că ești refugiul și fortăreața mea în vremuri de necaz. Declar suveranitatea ta asupra întregii creații, știind că doar tu ai puterea de a rupe orice lanț, de a înfrânge orice rău și de a învinge orice întuneric. Stau pe autoritatea cuvântului tău și a victoriei câștigate de Iisus Hristos pe cruce. Tată milostiv, îmi înalți glasul în rugăciune, căutând cu ardoare intervenția ta divină în fiecare aspect al vieții mele. Mă rog pentru protecția ta, rupând lanțurile robiei care m-au ținut captiv prea mult timp. În numele lui Iisus, poruncesc ca orice forță rea, orice blestem, orice vrajă și orice putere a întunericului să fie distruse și să nu mai aibă putere în viața mea. Renunț și resping orice blestem generațional care a fost transmis prin sângele meu. Declar că puterea sângelui lui Iisus mă eliberează de robia trecutului. Rup orice model negativ, orice ciclu de dependență, orice fortăreață care m-a împiedicat să experimentez plinătatea binecuvântărilor tale. Declar că sunt o nouă creație în Hristos, împuternicit să umblu în libertate și victorie. Eliberez iertare din adâncul inimii mele, alegând să las în urmă orice amărăciune, resentiment sau neiertare care mi-au împiedicat progresul. Rup orice legătură sufletească și atașament nesănătos care m-au legat de relații toxice sau influențe nesănătoase. Cer atingerea ta vindecătoare pentru a restaura și reconcilia relațiile rupte, aducându-mi întregirea și unitatea. Dumnezeule atotputernic, mă rog pentru protecția ta divină asupra minții mele, a gândurilor și a emoțiilor mele. Respinge orice duh de teamă, anxietate și depresie care m-a chinuit. Declar că am mintea lui Hristos și sunt umplut cu pacea ta care întrece orice înțelegere. Prind orice gând care nu se aliniază cu adevărul tău și îl înlocuiesc cu gânduri de credință, speranță și dragoste. Mă rog pentru protecția ta divină asupra trupului meu fizic. Declar că trupul meu este templul Duhului Sfânt și îl prezint ca o jertfă vie, sfântă și plăcută ție. Respinge orice boală și infirmitate care a încercat să-mi atace sănătatea. Prin rănile lui Iisus sunt vindecat și întregit. Vorbesc viață și sănătate în fiecare celulă, țesut și organ al corpului meu. Eliberez puterea vindecătoare a Duhului Tău Sfânt să curgă prin mine, restaurându-mă la sănătate deplină și vitalitate. Tată Ceresc, mă rog pentru proviziunea și abundența Ta divină în fiecare aspect al vieții mele. Declar că ești furnizorul meu și îmi împlinești toate nevoile după bogățiile Tale în glorie. Respinge spiritul de sărăcie și lipsă și eliberează spiritul de prosperitate și abundență. Sunt binecuvântat să fiu o binecuvântare și semăn generos în împărăția ta. Declar că sunt un canal al binecuvântărilor tale și abundența ta curge prin mine,
pentru a binecuvânta pe alții. Mă rog pentru înțelepciunea și discernământul Tău divin în fiecare decizie pe care o iau. Călăuzește-mă prin Duhul Tău ca să pot umbla pe cărările neprihănirii. Protejează-mă de înșelăciune și condu-mă în tot adevărul. Dă-mi înțelegere și claritate în timp ce navighez prin provocările vieții. Deschide-mi ochii spirituali să vadă capcanele ascunse și cursele inamicului și dă-mi înțelepciunea să le evit. Doamne, mă rog pentru protecția Ta divină asupra relațiilor și interacțiunilor mele cu alții. Protejează-mă de relații toxice, persoane manipulatoare și cei care caută să-mi facă rău. Înconjoară-mă cu prietenii, mentorii și consilierii evlavioși care mă vor încuraja în călătoria mea de credință. Dă-mi discernământul de a naviga printre diferite personalități și relații, extinzând mereu dragoste, har și iertare. Tată, mă rog pentru protecția Ta divină asupra umblării și creșterii mele spirituale. Păzește-mă de atacurile spirituale și schemele inamicului. Întărește-mi credința, aprofundează-mi înțelegerea cuvântului Tău și umple-mă din nou cu Duhul Tău Sfânt. Protejează-mă de doctrine false și învățături care încearcă să distorsioneze adevărul Tău. Împuternicește-mă să trăiesc o viață care să-ți fie plăcută, onorându-ți numele în tot ceea ce fac. Mă rog pentru protecția Ta divină asupra visurilor, aspirațiilor și destinului meu. Doamne, îți predau planurile și dorințele mele în voia Ta perfectă. Călăuzește-mi pașii, direcționează-mi căile și deschide uși de oportunitate aliniate cu scopul Tău pentru viața mea. Protejează-mă de distrageri, descurajare și îndoială. Ajută-mă să umblu în credință și încredere, chiar și atunci când drumul din față pare incert. Dumnezeu milostiv, mă rog pentru protecția Ta divină asupra finanțelor și resurselor mele. Declar că ești sursa tuturor proviziilor și mă încred în abundența Ta pentru fiecare nevoie a mea. În numele lui Isus, resping spiritul de lipsă și robie financiară și eliberez spiritul de prosperitate și abundență. Cer înțelepciune și discernământ în gestionarea finanțelor mele, pentru a fi un bun administrator al resurselor pe care mi le-ai dat. Doamne, mă rog pentru protecția Ta divină asupra scopului și chemării mele. Protejează-mă împotriva distragerilor, descurajării și atacurilor inamicului, care încearcă să mă împiedice să împlinesc voia Ta. Dă-mi curaj, îndrăzneală și perseverență să urmăresc visele și viziunile pe care le-ai pus în inima mea. Protejează-mă de comparații, îndoieli de sine și teama de eșec. Împuternicește-mă să umblu în plinătatea chemării mele, făcând un impact semnificativ pentru împărăția Ta. Tată, mă rog pentru protecția Ta divină asupra armurii mele spirituale. Îmbracă-mă cu centura adevărului, platoșa dreptății, încălțămintea păcii, scutul credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului. Ajută-mă să stau ferm împotriva atacurilor inamicului, rezistând fiecare ispite și umblând în ascultare de cuvântul Tău. Protejează-mă de războiul spiritual și înconjoară-mă cu oștirea Ta de îngeri pentru a mă apăra și proteja. Mă rog pentru protecția Ta divină asupra cuvintelor și acțiunilor mele. Ajută-mă să rostesc viață, încurajare și zidire pentru ceilalți. Păzește-mi limba de bârfă, calomnie și cuvinte dăunătoare. Fie ca vorbele mele să fie pline de har și condimentate cu sare, aducând vindecare și speranță celor din jurul meu. Protejează-mă de capcanele inamicului pentru a umbla în integritate și a reflecta dragostea și adevărul Tău în tot ceea ce fac. Doamne, mă rog pentru protecția Ta divină asupra călătoriilor și drumurilor mele. Călăuzește-mă în siguranță în toate plecările și sosirile mele. Protejează-mă de accidente, incidente negative și pericole neprevăzute. Înconjoară-mă cu prezența Ta și păstrează-mă în palma mâinii Tale. Ordonă-mi pașii și dă-mi discernământ pentru a face alegeri și decizii înțelepte. Mă rog pentru protecția Ta divină asupra minții, gândurilor și imaginației mele. Protejează-mă împotriva minciunilor și înșelăciunilor inamicului. Umple-mi mintea cu adevărul Tău, înnoindu-mă și transformându-mă din interior spre exterior. Protejează-mă de tiparele negative de gândire, îngrijorări și anxietăți. Ajută-mă să-mi fixez gândurile pe lucruri adevărate, nobile, drepte, curate,
frumoase și de bună vestire. Tată, mă rog pentru protecția ta divină asupra visurilor și dorințelor mele. Protejează-mi inima de descurajare și întârziere. Înconjoară-mă cu favoarea ta și deschide uși pe care nimeni nu le poate închide. Protejează-mi visele de atacurile inamicului și dă-mi înțelepciunea și puterea să le urmăresc cu sârguință și perseverență. Mă rog pentru protecția ta divină asupra vieții mele spirituale. Protejează-mă de orbirea spirituală și de surzenia auzului. Deschide-mi ochii și urechile pentru a percepe prezența, vocea și călăuzirea ta. Protejează-mă de distrageri și agitația care îmi împiedică intimitatea cu tine. Ajută-mă să cultiv o relație mai profundă cu tine, rămânând în prezența ta și umblând în conformitate cu Duhul tău. Doamne, mă rog pentru protecția ta divină asupra familiei și celor dragi mie. Protejează-i în fiecare aspect al vieții lor. Păzește-i de rău, pericol și influențe rele. Înconjoară-i cu îngerii tăi, tabărând în jurul lor pentru siguranța și bunăstarea lor. În numele lui Iisus, mă rog să-i ocrotești de fiecare atac al inamicului și să le dăruiești pacea și bucuria ta. Dumnezeule Atotputernic, îți predau fiecare aspect al vieții mele pentru protecția ta divină. Mă încred în dragostea ta neclintită, știind că ești turnul meu puternic și scutul meu. Declar că nicio armă făurită împotriva mea nu va prospera. Mă agăț de promisiunile tale, stând ferm în autoritatea și victoria pe care o am în Iisus Hristos. În numele puternic și plin de putere al lui Iisus, mă rog, amin. Vreau să spui amin în secțiunea de comentarii de mai jos, pe măsură ce mulțumești lui Dumnezeu și revendici această rugăciune. Declar că toate binecuvântările acestei rugăciuni sunt acum asupra ta, în numele lui Iisus. Ascultă această rugăciune timp de 7 zile și urmărește cum Domnul va face minuni în viața ta. De ce numărul 7? Poate crezi că 7 are o semnificație importantă în împărăția lui Dumnezeu. Este un număr sfânt care adesea reprezintă completitudinea, perfecțiunea sau împlinirea divină. Așadar, dacă poți spune această rugăciune la 3 dimineața pe acest canal, timp de următoarele 7 zile, poți aștepta ca ceva extraordinar să aibă loc în viața ta. Asigură-te că împărtășești mărturiile tale în comentarii și trimite această rugăciune familiei și prietenilor tăi despre care știi că au nevoie de binecuvântarea și protecția rugăciunii de la 3 dimineața. Fie ca Domnul să te binecuvânteze din belșug și puternic, în numele puternic al lui Iisus. Amin.